Decis, o companie aeriană din Polonia va efectua primul zbor de repatriere a cetățenilor Moldovei de la New York spre Chișinău. Astfel, conform anunțului oficial făcut astăzi de către Ambasada Poloniei în Moldova, compania aeriană va oferi 294 de locuri în cadrul unui avion Boeing 787-9 Dreamliner, cea mai nouă și mai modernă aeronavă din lume, care va ateriza la Chișinău pe data de 16 mai. Cu toate acestea, deocamdată nu se cunoaște însă cât va costa biletul pentru ca cetățenii moldoveni din America să poată ajunge acasă. Anterior se vehicula că costul unei asemenea tichet ar fi de circa 800 de dolari, ca și în restul curselor avia de repatriere a moldovenilor efectuate în perioada stării de urgență și de zborul New York-Chișinău vor beneficia doar cetățenii incluși în listele de așteptare ale misiunilor diplomatice, prioritate având studenții, persoanele aflate la tratament medical și cele aflate în dificultate.